Da, bună seara, dacă or să pună turnicheți data viitoare, voi ști cu siguranță cât sunt. Sunt foarte mulți oameni, mult peste 200.000. Cât de mult, habar nu am, sincer. Pot să vă arăt în continuare piața, pot să vă arăt că bulevardul pe care îl văd de aici și bulevardul aviatorilor este plin. Oamenii sunt umăr la umăr, pe distanțe foarte mari, până aproape de statuia aviatorilor. Nu văd foarte bine pentru că e o reclamă foarte mare aici lângă. Sunt oameni mulți, au început să plece. Andrei, dacă poți să arăți gura de metrou, te rog, au început să plece. Cam asta e ora, 6 seara, după ora 10, s-a cântat la ora 10 fix, la ora 22 s-a cântat a doua oră imnul Deșteaptă-te române și oamenii au început să plece. Aseară s-a întâmplat la fel, acum se întâmplă același lucru, însă în continuare sunt foarte mulți oameni în piață. Câți au fost când s-a atins maximul, probabil undeva până în ora 22, și cât de mulți au fost, mi-e foarte greu să vă spun. În continuare oameni civili. S-a strigat, în continuare au fost proiecții, hoții, demisia, sunt proiecții pe toate clădirile din Piața Victoriei, inclusiv pe clădirea Guvernului. În timpul intonării imnului de stat, versurile au fost proiectate cu laser pe clădirile din zonă, vă spuneam, inclusiv pe Palatul Victoria. Dacă se respectă scenariul din seara trecută, vă dați seama că e la figurat, e vorba de scenariul din seara trecută. Oamenii, probabil că undeva după ora 23, vor fi din ce în ce mai puțin în această piață. Vom încerca și noi să aflăm de la structurile de forță ale statului, neoficial, pentru că oficial nu vor să comunice, cam câți oameni au fost. Cu siguranță au fost în jur de un sfert de milion de oameni. Nu poți să spui că au fost un sfert de milion de oameni în piață, pentru că această piață nu poate primi mai mult de 100.000 de oameni. Și ne spuneau jandarmii, de la Antipa până aici, la gardul guvernului, sunt cam 200.000 de oameni, cam 100.000 de oameni maximum. Restul de oameni au fost pe străzile adiacente, pe bulevarde. Am vorbit cu un coleg operator care s-a întors din partea cealaltă a pieței. Îmi spunea că exact ce am văzut noi aici pe bulevardul aviatorilor, a văzut el pe laser Catargiu și pe calea Victoriei. Foarte mulți oameni, peste sau în jur de un sfert de milion de oameni. Cam asta, nu știu exact să vă dau o cifră. Pot să vă spun că n-au fost violențe. Sunt de vreo 10 ore aici în piață. Adelin, n-au dacă fost m-auzi? Probleme. Au fost, cred că, vreo două incidente. La un moment dat, un tânăr a pălmuit o femeie sau ceva de genul acesta. Au fost luați de poliție, au fost duși la o secție în apropiere. De asemenea, a mai fost amendat un individ care vindea steaguri în centrul pieței. În rest, nicio problemă. Chiar și la această oră sunt familii cu copii mici. Toată lumea absolut liniștită și civilizată. Adelin. Ce am vorbit cu manifestanții de-a lungul zilei, mulți îmi spuneau că, deși au văzut abrogarea, deși au văzut ordonanța, nu vor să plece acasă, vor să vină și în zilele următoare. Mulți dintre ei cereau demisia guvernului Grindeanu pentru faptul că, spuneau ei, cer demisia pentru că au fost mințiți în momentul în care guvernul a spus că nu o să introducă ordonanța și totuși a făcut-o undeva spre miezul nopții, marțea trecută. Nu cred că te mai aud, Radu, dacă mă întreb ceva. Domnul Ghișe, întoarcerea, legătura telefonică. Sunt foarte mulți oameni și antenele de telefonie nu fac față și de foarte multe ori e foarte complicat să dai un telefon sau să intri pe internet. Deși, să știți că firmele de telefonie celulară s-au mișcat destul de repede și în ultimele zile au tot adus niște dubițe cu antene ca să suplimenteze celulele de telefonie celulară din piață. Chiar și așa, din cauza numărului mare de utilizatori, a fost foarte greu în anumite momente să suni sau să intri pe internet. Jandarmii și-au făcut și ei treaba, sunt aici în număr mare, însă n-au avut absolut niciun incident cu protestatarii. De altfel, protestatarii au strigat de nenumărate ori jandarmeria jos pălăria. Cei de la Smurd sunt și ei în piață. Oamenii se plâng însă că primăria nu a făcut nimic să-i ajute. De 6 zile sunt cel puțin 100.000 de oameni în această piață și n-a fost montată măcar o toaletă ecologică. E o toaletă ecologică la vreo
20 de metri de locul de, din care transmit și vă rog să mă credeți, sunt cozi ca la carne pe vremea lui Ceaușescu. Sunt sute de oameni care stau să folosească o toaletă. În rest, absolut toată lumea de aici din piață și-a făcut datoria și mă gândesc la reprezentanții autorităților. Radu? Mulțumesc, Adelin. Domnul Ghișe ar fi avut o întrebare pe care vă rog să o adresați, o să o transmită colegii mei și la următoarea intervenție o să ne și răspundă Adelin. Piața Victoria are 35.000 de metri pătrați. Câte persoane pot încăpea într-un metru pătrat, mai ales când unii afluiesc? Am înțeles. Tot cu parcarea, care acum e evacuată și plină de oameni? Dar sunt și spații libere pe lângă jandar, de unde filmat. Tot cu suprafețele bulevardelor care se lungesc până Am numărat pe acolo, de stând în piață le-au numărat acolo. Ne spunea reporterul TVR lucrul ăsta. Întrebarea domnului Ghișe mi se pare deosebit de semnificat. Am înțeles că ne-au dat întrebare. Este o întrebare care, în mod retoric, neagă realitatea. Care e realitatea, domnule? Ia ziceți-ne dumneavoastră realitatea. Că vreau să știți. Să aflăm realitatea, nu? E păcat să riscăm să pierdem realitatea. Eu indic pe micile ecrane unde toată lumea o poate vedea, iar noi în studio avem niște imense ecrane care măresc acest lucru și care arată în toată splendoarea ei această mulțime impresionantă. E impresionantă. Domnul Ghișe o neagă printr-o întrebare care vine subversiv să conteste cifra prezentă în piață. Sunteți un om realist. Ziceți dumneavoastră, pe un metru pătrat, câți oameni îmbrăcați de stradă pot să intre? Dați o cifră. Domnule, am încredere, să spun, dar... Câți? 2, 8, 14? Pot încăpea câți ziceți, oameni doar dumneavoastră. Cred că ne poate... Dar cred dumneavoastră ziceți realitatea, dumneavoastră, ca să mulțim cu 35.000. Nu, ca să mulțim cu cifra pe care dumneavoastră o veți obține ulterior, după ce veți adăuga toată suprafața bulevardelor care conduc... Domnule Ghișe, doamna Popora, întrebarea a fost adresată lui Adelin de către domnul Ghișe. Să lăsăm pe Adelin să ne răspundă. Adelin, te rog, dacă ne auzi. Am pierdut... Câți oameni intră pe un metru pătrat acolo? Uite, în spatele dânsului. Eu un spațiu liber de parcare. Am pierdut din nou legătura. Da, așteptăm să răspund. Dar am înțeles întrebarea, dacă vreți pot să vă explic. Te ascultăm. Domnule Ghișă, deci, te rog să mă ajuți, Andrei. Potrivit jandarmeriei, de acolo, de la... Vedeți? De la Muzeul Antipa până lângă gardul guvernului, te rog să panoramezi, Andrei. În această piață încap în jur de 100.000 de oameni. Într-adevăr, piața are undeva între 30 și 40.000 de metri pătrați. Însă, piața, doar piața, scoarul din centru, puneți la bătaie, te rog, Andrei, să panoramezi iar, marea parcare aflată, așa cum ne uităm noi, în stânga Muzeului Antipa. Acolo sunt câteva sute de mașini, probabil. Încercați să cuantificați toate bulevardele adiacente, unde pe sute de metri au fost oameni umăr la umăr. Eu ce v-am furnizat date obținute de la diversi oameni din structurile de forță ale statului. Sunt estimări și am spus întotdeauna că sunt estimări. N-am spus nicio secundă că avem turnicheți și că am văzut exact câți oameni au intrat aici. Simpla dovadă, e o dovadă și simplu fapt că eu nu vă mai aud, iarăși a căzut legătura telefonică. Cu toate că cei de la diversele companii de telefonie celulară au adus zeci, probabil, nu știu, de antene suplimentare. Asta înseamnă că a fost un număr foarte mare. Dacă au fost 250.000 sau au fost 210.000 sau au fost 270.000, e posibil să fie greșeli, domnule Ghișe. Însă, cu siguranță, au fost mult mai mulți oameni decât au fost ieri în piață, când ieri surse din jandarmerie vorbeau de cel puțin 150.000-170.000 de protestatari. Acum, în schimb, au plecat oameni, au început să plece oameni acasă, Andrei, dacă poți să panoramezi, sunt deja spații goale foarte mari, oamenii se mișcă în voie, însă acum o oră și jumătate nu puteai să te miști, noi de-abia puteam să intrăm de aici, de la locul de transmisiune, să ajungem până la DSNG, mașină care transmite semnalul pe satelit, mașină care se află la 4-5 metri.